Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectele Zilei. Sunt Anca Dumitrașcu și alături de colegul meu Bogdan Groșereanu aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale acestei zile. Bună seara, Bogdan! Bună seara! Primarul Craiovei a fost reținut astăzi de Direcția Națională Anticorupție pentru infracțiunile de luare de mită, folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani și spălare de bani. Lia Olguța Vasilescu urmează să fie prezentată Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Haideți să vedem pentru început un material cu declarațiile Liei Olguței Vasilescu înainte de intrarea în sediul DNA, dar și după ce a fost reținută. Așteptați să vedem despre ce e vorba, că nici eu nu știu mai mult. Probabil că nu știu ce să vă răspund. Ați încălcat legea, ați făcut un abuz, un... O să vedem. Pare de mită. Nu știu despre ce e vorba. Da? Vă e teamă de această anchetă, domnul? Vă surprinde că a ajuns de neau și primăria Craiova, adică la dumneavoastră? Dacă nu știu despre ce e vorba, stați puțin să... Nu știu, probabil, așa mă aștept. Dați voie să vină și avocatul meu? Aveți nevoie de avocatul meu, Olguța? Despre ce sumă este vorba, doamna primar? Ce mi s-a spus? Este avocatul meu tot. Credeți că e un abuz? Sunteți. Acum e mâna doamna primar. Încet. Despre ce sumă este vorba? Am revenit în platou. Trebuie să vă spunem că în acest dosar se află sub control judiciar și city managerul orașului, adică domnul Radu Preda, dar și Elena Daniela Popescu, reprezentantul unei asociații non-profit. Cei doi, așa cum vă spuneam, se află sub control judiciar în același dosar cu primarul Craiovei. Discutăm despre acest subiect cu domnul Marinel Florescu, consilier local. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Domnule Florescu, iată că administrația craioveană se zguduie astăzi din temelii. Cum vedeți dumneavoastră această reținere? O surpriză pentru mine și cred că nu numai pentru mine, arestarea primarului în funcție Lia Olguța Vasilescu. Sigur că pentru PSD probabil că este o lovitură. Probabil că în viitor vor mai fi și alții, pentru că să ne amintim de echipa care a venit la conducerea primăriei în anul 2012, din triada primar, doi viceprimari, se pare că doi nu mai sunt în funcție. Doamna Calangiu. Doamna Cristina Calangiu și... Tot pentru infracțiuni de corupție. Pentru infracțiuni de corupție. Florentin Tudor pentru niște probleme de incompatibilitate. Și acum a venit rândul, se pare, doamnei primar. Din punctul meu de vedere, situația, din punct de vedere electoral, să spunem în primul rând, nu cred că se schimbă prea mult în Craiova, întrucât candidatul PNL, Pavel Badea, oricum era mai bine plasat decât... Dar vedem că implicațiile în acest dosar sunt mai mari, deja se află sub control judiciar și city managerul orașului, ceea ce înseamnă că am putea, poate, să ne mai așteptăm și la alte suspiciuni de această natură? Nu este deloc exclus acest lucru, pentru că acest gen de infracțiuni nu se fac de către o singură persoană. De regulă, din experiențele anterioare, se folosesc diferiți
intermediari, să le executanți, intermediari pe care... Da, în cazul Bogdan, nostru... Haideți să spunem, să cităm exact și din comunicatul DNA pentru a ști telespectatorii exact care sunt acuzele aduse primarului Craiovei. În comunicatul DNA se specifică următoarele. Se spune despre Lia Olguța Vasilescu că este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, 4 infracțiuni, folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, 3 infracțiuni și de asemenea infracțiunea de spălare de bani. De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 30 martie 2016, față de inculpații Preda Radu Cosmin, administratorul public al Craiovei, sub aspectul săvârșirea 2 infracțiuni de complicitate de luare de mită, Popescu Elena Daniela, reprezentantul unei asociații non-profit, sub aspectul săvârșirii a 4 infracțiuni de complicitate de luare de mită. Bogdan, ce s-a întâmplat mai exact? Înțeleg că sunt două acuzații care s-au întâmplat în anul 2012, dar și în anul 2014. Da, deci foarte important, prima dintre acuzații se referă chiar la campania electorală din anul 2012, ceea ce înseamnă că, potrivit procurorului, practic întregul mandat al doamnei Vasilescu stă sub această suspiciune a corupției. De ce? Aceste lucruri s-au petrecut înainte ca doamna primar să ajungă primar. Era vorba de campania din 2012 și iată ce spune comunicatul DNA. În cursul anului 2012, cu prilejul campaniei electorale pentru alegerea primarului municipiului Craiova, mai mulți oameni de afaceri au fost determinați de candidatul Vasilescu Lia Olguța, personal sau prin intermediul unor persoane din echipa de campanie, să efectueze diverse sponsorizări. În scopul obținerii acestor foloase, inculpata s-a folosit de influența pe care o avea asupra oamenilor de afaceri, în calitatea sa de vicepreședinte al organizației județene a unui partid politic, este evident vorba de PSD, donațiile respective, între ghilimele donațiile respective, estimate la 135.907 euro, făcute în condițiile de mai sus, s-au concretizat atât în realizarea de materiale electorale, dar și pentru organizarea unor spectacole în susținerea campaniei inculpatei. Materialele respective au fost folosite de culpată, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de folosire a autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Deci atât că este vorba despre, așa susțin procurorii, de obținerea unor foloase în campania electorală. Folosite în campania electorală și procurorii, în urma cărora a ajuns primar al municipiului Craiova. Da, pentru că atunci, în 2012, Lia Olguța Vasilescu a intrat la conducerea orașului. Îmi amintesc și acum sloganul, și am avut probleme și cu fostul primar, Antonie Solomon. Unul dintre slogane era Olguța la primărie, Solomon la pușcărie. Iată că procurorii ne spun, ne dau niște amănunte extrem de interesante. Al doilea punct, ca să spun așa, se referă la reparațiile acelor fațade din centrul istoric al municipiului Craiova. Știm foarte bine că au existat, este un proiect făcut de fosta administrație, administrația Solomon, s-au luat fonduri europene pentru realizarea centrului istoric. Important este că nu s-au putut folosi aceste fonduri europene, care sunt fonduri publice, pentru refacerea fațadelor, pentru că fațadele clădirilor erau proprietate privată ale celor care locuiau în zona respectivă. Nu au fost prinse în proiectul pe fonduri europene. Nu au fost prinse în proiect. În concluzie, s-au găsit a fost această găselniță cu donații în materiale din partea constructorilor, dar care constructori, care am înțeles că aveau contracte în derulare cu primăria, trecute printr-o asociație non-profit, și o să spunem comunicatul... Bogdan, pentru că am ajuns să vorbim despre reabilitarea acestor clădiri, haideți să vedem un material pe care Gazeta de Sud l-a realizat la momentul respectiv despre reabilitarea acestor clădiri. Primăria Craiova reface fațada clădirilor din centrul orașului prin sponsorizări. Întreaga operațiune se derulează prin intermediul unui ONG înființat în anul 2012, Pro Craiova. Într-un mod derutant însă pentru locatarii din zonă, cărora nu le-au fost specificate toate datele contractuale. Partenerii semnatari sunt Asociația de Proprietari, Asociația Pro Craiova și operatorul economic, care va și efectua lucrările. Noi am discutat în adunarea generală despre aceste reparații, toată lumea este de acord, chiar și noi suntem de acord, însă
considerăm că trebuie trecute anumite detalii contractuale, de exemplu, dacă ne trebuie o garanție la lucrare. Și trebuie să stabilim cam cât este garanția. Noi nu ne-am dat acordul pentru niciun fel de lucrare. Dar există o formă legală, ceva scris între asociație și această asociație Pro Craiova? Nu. Sau nu. Până în acest moment n-am ajuns la o formă comună. V-ați fost înștiințat asupra sumei care urmează să fie acordate ca sponsorizare? Nu. Nu ni s-a spus. Au spus că fac acum o evaluare la acele sume care va fi trecută probabil într-o anexă sau chiar în contract. Pe noi ne-a chemat primăria, ne-a informat că o să vină o societate pe o partea dinspre pe centru, o altă societate pe partea dinspre primărie și o altă societate pe partea dinspre teatru, care ne va zugrăvi, vărui, iar noi trebuie să luăm acceptul locatarilor că această lucrare va fi suportată de primărie. Atâta tot. Și n-ați încheiat un contract? N-am încheiat un contract. Nu ne-a informat suma. Nu ne-a informat suma. Și v-au zis că urmează să încheiați un contract? Nu. Deci nu ne-au zis că urmează. Să vă dați acordul. Da. Promovarea accesului la informație și a libertății de exprimare este unul dintre obiectivele Asociației Pro Craiova. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții acesteia pentru a cere mai multe informații, dar nu am găsit pe nimeni nici la sediul social și nici în spațiul repartizat de Consiliul Local Craiova. Am sunat la numărul de telefon de pe site-ul primăriei și am vorbit cu doamna Daniela Popescu, președinta Pro Craiova, conform recomandării. La cât se ridică sponsorizările pentru întreg centrul? Mă tem că nu vă pot oferi această informație. De ce? Vă rog să-mi faceți o solicitare în scris. Pe ce adresă? Vă dau eu o adresă. pro-craiova@yahoo.com. Dar unde aveți sediul? Că am încercat să dau de dumneavoastră și nu am reușit. Nu înțeleg de ce sunteți așa interesat unde avem sediul. Am încercat să vă caut la sediu și nu am dat de dumneavoastră. Nu sunt la sediu, că eu am activitate de teren. Am înțeles, tot de la cei care lucrează aici, că peste 5 ani deci firma este în contract ca să revopsească blocurile, dar atunci le vom plăti noi. A durat 20 și ceva de ani dinainte de Revoluție până acum și acum ei vor să schimbe în lavabil. Probabil că au un stoc de vopsea, care o firmă, pentru că ei contractează cu firme din astea care au surplusuri de materiale și sunt disponibili ca să scape de materiale și să nu plătească la financiar. Nu sunt de acord cu florile, pentru că chiar eu 3 luni pe an sunt plecată din localitate și atunci n-ar avea cine să ude florile, ar fi păcat să se ude și florile, ar fi păcat să luăm și o amendă. Am trimis întrebările la adresa electronică indicată, dar până în momentul redactării știrii nu am primit niciun răspuns. Cât privește lucrările de reabilitare, problemele nu se opresc aici. Proprietarii spun că refacerea fațadelor este un lucru bun, dar să fie făcută eficient. Reparațiile să fie totale, nu parțiale și să nu se folosească vopseaua lavabilă, care se șterge în scurt timp și oamenii vor fi nevoiți să o ia de la capăt cu văruirea blocului. De această dată însă, pe banii lor. De fapt, aceștia se tem că lucrările vor fi făcute de mântuială. Problema este următoarea. La 1 aprilie au intrat în vigoare 2 hotărâri ale Consiliului Local care prevăd că reparațiile la fațadă se vor face pe întregul imobil. Deci nu se mai pot face reparații parțiale, iar dacă există crăpături, spune explicit, pe întregul imobil. Și atunci cei de la acest ONG ei vor să sponsorizeze doar fațadele dinspre străzile principale. Noi avem și curte. Ori, nu știu, în acest moment prioritate pentru asociația noastră este repararea acoperișului. Suntem în direct. Am văzut că la acea vreme oamenii erau nemulțumiți de modul în care urma să se facă reabilitarea acestor clădiri. Bogdan, spune-ne mai multe detalii. Ce anume se întâmpla? Era, ce spuneau oamenii? Era o chestiune ciudată. Pentru cei care aveau asociațiile de proprietari și lumea își amintește, este vorba de blocurile din zona centrală, s-a încheiat un așa zis contract, un act tripartit între asociație, între firmele care dădeau sponsorizare în materiale,
care până la urmă însemnau tot bani, și această asociație non-profit care se numește Pro Craiova și are următoarea componență. A fost înființată în 2012. Elena Daniela Popescu, președinte, este cu cea cu care am vorbit și care se află material, acum sub control care judiciar. Se află acum sub control judiciar, era președinte al asociației, Carmen Loredana Enache, secretar, Maria Alina Nistor, membru, și Roxana Mihaela Spătărelu, membru, fiind reprezentată atât de fiind reprezentată de avocatul Ionuț Șuiu. Ei bine, prin această asociație non-profit se treceau aceste sponsorizări, iar acest președinte de asociație din zona Romartea cu care am discutat pur și simplu era nemulțumit pentru că el nu înțelegea aceste beneficii, bani până la urmă, ar fi trebuit, el spunea că trebuia să intre undeva în patrimoniul asociației, că a beneficiat asociația de acești bani, de această sponsorizare. Da. Și voia să spună, voia să știe, domnule, la cât se ridică suma cu care dumneavoastră ne sponsorizați? Pentru că trebuie să o trec în acte. Da. Atunci noi semnăm pe ce semnăm? Semnăm în alb? Domnule Florescu, ce părere ați avut dumneavoastră la vremea respectivă despre aceste reabilitări? Pentru că am văzut că oamenii spuneau că au fost făcute mai mult de mântuială. Până la urmă au fost doar la suprafață, iar ei se așteptau ca aceste clădiri să fie reabilitate în totalitate. Da, se dovedește acum, după un an și ceva, doi ani, cred că au trecut de la acele reabilitări, că a fost doar o găselniță premeditată, pur și simplu, de cineva din primărie, se pare că și doamna primar este implicată direct din moment ce DNA-ul au găsit aceste capete, unul dintre cele patru capete de acuzare, practic. Înseamnă că ONG-ul respectiv a fost constituit special pentru această activitate, să deruleze, practic, fondurile și materialele care trebuiau folosite la zugrăvirea acestor clădiri, că practic nici nu putem vorbi de o lucrare de calitate. Apare și primele reacții din rândul telespectatorilor și avem un telefon în direct. Bună seara! Să rămâinile, bună seara, dumneavoastră și invitația dumneavoastră. Cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Rașcă Daniel, în comuna Bucovoț, și chiar ce sunt un pic supărat ce se întâmplă cu doamna primar, eu cred că este un complot când se apropie alegerile, întotdeauna când se apropie alegerile, când e ceva, un eveniment, își bagă cineva coada în a face rău cuiva care a făcut ceva în Craiova asta, se cunoaște, se vede, și am tot respectul pentru această doamnă primar. Cred că până la urmă mă gândesc că a fost așa o răzbunare, mai exact. Domnule Trașcă, dumneavoastră susțineți acest lucru, însă procurorii DNA au cu totul altă părere. Iată, avem și comunicatul, însă vom vedea. Doamna primar beneficiază în acest moment de prezumția de nevinovăție, atât din partea noastră, cât și din partea organelor de judecată, și vom vedea ce se va întâmpla. Vă mulțumim foarte mult pentru telefonul dumneavoastră. Bogdan, iată că sunt oameni care consideră că această evident, reținere face parte din campania electorală, să spunem, sau din jocurile politice. Eterna justificare, da, până la urmă. Ei sunt oameni politici și invocă această chestiune. Avem și reacția președintelui PSD Dorș, Claudiu Manda, care spune următorul lucru pe pagina sa de Facebook: când conduci cu 62% la 14% de locul 2, așa pățești în pragul alegerilor. Nu știu, domnule ce sondaje... Domnule Florescu, aș vrea să vă întreb, credeți că va... Ce înseamnă, practic, această reținere în contextul electoral? Practic, mai avem foarte puțin până la alegeri. Da, eu nu cred că trebuie văzută această reținere și propunerea de arestare într-o cheie electorală. DNA-ul are probe foarte clare, foarte concrete. DNA-ul, din ce ne amintim, se pare că este vorba de un denunț în cazul ăsta, cel puțin așa se vorbește pe surse. Poate fi un denunț, poate fi și rezultatul unei cercetări de lungă durată, unor cercetări făcute pe un termen mai lung, despre care noi să nu avem cunoștință. De fapt, sunt lucruri întâmplate în anii 2012 și 2014. DNA-ul a avut timp suficient să pregătească acest
Bine, noi trăim cu impresia, vedem foarte multe arestări spectaculoase și trăim cu impresia că dacă ai comis fapta astăzi, mâine DNA-ul ar trebui să te și aresteze. Este vorba, în primul rând, până se face un denunț. Sigur. Și în al doilea rând, până strângi probe. Că nu, dacă iei pe cineva, îl reții 24 de ore, s-a ajuns să reții 30 de zile fără probe, nu, acesta este modul de lucru al DNA. Da, trebuie să ne oprim. DNA are probe foarte solide, sunt convins că are probe foarte solide, pentru că altfel lucrurile se pot întoarce împotriva DNA dacă nu are probe solide. Da, trebuie să ne oprim puțin pentru o scurtă pauză, apoi revenim cu acela subiect. Rămâneți alături de noi. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nane, exact ce căutam. Cu loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Am revenit în platou, continuăm să vorbim despre reținerea primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Vă reamintim că aceasta este acuzată de luare de mită, folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani și, de asemenea, de spălare de bani. Este la telefon domnul Horațiu Buzatu. Bună seara! România. Domnule Buzatu, aș vrea să vă întreb, în acest moment primarul Craiovei este reținut și este acuzat de mai multe infracțiuni. Aș vrea să vă întreb, ce părere aveți dumneavoastră despre această reținere? Înainte de orice altceva, vreau să vă spun că îmi pare teribil de rău că se întâmplă lucrurile acestea, pentru că încă o dată orașul nostru este pus într-o ipostază negativă. Ne aducem aminte cu toții că nu este prima întâmplare de acest gen din primăria municipiului Craiova. Chiar în acest mandat a mai fost o întâmplare similară, când viceprimarul Cristina Carangiu a fost reținută și ulterior arestată. De asemenea, este pentru a doua oară când un primar în exercițiu pățește o astfel de situație, precedentul caz fiind acela al domnului Antonie Solomon. Deci, una peste alta, mie îmi pare teribil de rău că se întâmplă așa ceva și că orașul este pus într-o astfel de ipostază. Deci sunteți de părere că imaginea Craiovei va fi afectată în acest context? Sigur, imaginea Craiovei este foarte afectată și gândiți-vă că aceste scandaluri de corupție sunt prost văzute de cei care vor să investească. Investitorii, în general, fug de orașele în care se manifestă corupția. După aceea stăm și ne întrebăm de ce o ducem prost cu locurile de muncă. Este unul dintre motive. Corupția și birocrația sunt situațiile care îndepărtează investitorii. Pe de altă parte, și aici
trebuie să subliniem acest lucru, ceea ce impută DNA-ul doamnei Vasilescu sunt lucruri despre care opinia publică din Craiova vorbește de foarte multă vreme, de ani de zile. Și faptul că până la urmă zvonistica aceasta s-a concretizat în reținerea de astăzi, poate să fie, să aibă și, și o doză de firesc, dacă mă gândesc bine. Domnule Buzatu, credeți că, că acest lucru va afecta candidatura doamnei Ilia Orguța Vasilescu pentru un nou mandat la Primăria Craiova? Fără niciun fel de îndoială, candidatura va fi afectată. Adică, în mod normal, cred că Partidul Social Democrat trebuie să înțeleagă situația în care se găsește candidatul pe care l-au propus, să o retragă pe doamna Vasilescu și să propună un alt candidat. Pe de altă parte, nu pot să nu remarc faptul că PSD este în clipa de față într-o reală problemă. Părerea mea este că, indiferent ce candidat vor propune de aici înainte, campania electorală se va desfășura sub însemnele întâmplării de astăzi, sub însemnele reținerii primarului în exercițiu de către DNA. Ce vă așteptați să se întâmple în continuare? Va fi reținută doamna primară? Nu va fi reținută? Ce credeți că se va întâmpla? Eu am citit comunicatul DNA-ului de astăzi. Înțeleg că este vorba despre primire de mită în formă continuată. Și iată, chiar în campania din 2012, domnule Buzatu, campania în urma căreia doamna Vasilescu, pe atunci candidat, a ajuns primar. Exact. Asta vorbește foarte mult și despre felul în care marile partide înțeleg să-și facă campanie electorală. Vedeți, dumneavoastră, faptul că te folosești de autoritatea pe care o presupune funcția de primar, funcția care urmează să fie dobândită, pentru că la momentul respectiv funcția încă nu fusese adjudecată, da? Pentru a primi astfel de sume care să sprijine ulterior campania electorală. Deci, din păcate, este și acesta un aspect care merită să fie discutat. Cât de gravă este situația și cât de bolnavă este politica românească. Am înțeles, domnule Buzatu, vă mulțumim foarte mult. Domnule Florescu, iată că apar primele reacții ale oamenilor politici din Craiova. Domnul Buzatu vorbește despre o afectare foarte mare a imaginii Craiovei și probabil suntem cu toții de acord în legătură cu acest lucru. Se întâmplă astfel de rețineri în ultima vreme foarte des. Vedem oameni politici, oameni de afaceri, importanți, influenți din România, care sunt reținuți de DNA pentru fapte de corupție. Chiar nu se mai poate face politică fără să avem legătură cu parchetele? Părerea mea este că se poate face politică pe bune, în mod corect, fără să mergi pe marginea legii sau fără să încalci legea, efectiv. Domnul Buzatu spunea că în Craiova de mai mult timp se vorbește despre anumite lucruri care ar putea constitui infracțiuni. Și ne putem aminti foarte recent despre clădirea cu 3 etaje pe care ne-a adus-o pe ordinea de zi, apărută peste noapte mai devreme de săptămâna trecută. Pusă pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, mi se pare un lucru care a fost insuficient investigat. Probabil că se vor continua cercetările și în acest caz. Proiectul să se Craiova vadă Culturală, iarăși. Craiova Capitală Culturală Europeană. Peste 1 milion de euro. Water Park-ul. Deși Water Park-ul a fost joacă, cu probleme. Iarăși o afacere investigată de cartierul chinezesc. Locurile de joacă construite la niște prețuri foarte, foarte mari. De sute de mii de euro pe niște dotări. Avem și reacția... Bogdan, deocamdată îl avem la telefon pe domnul Dan Cherciu. Bună seara! Bună seara! Domnule Cherciu, cum vedeți dumneavoastră reținerea primarului Craiovei chiar cu atât de puțin timp înaintea alegerilor? Nu știu dacă neapărat ar trebui să facem o legătură între reținere și momentul alegerilor. Eu cred că mai degrabă organele statului, în special DNA, au acționat în momentul în care au avut suficiente probe prin care să dovedească
o posibilă infracțiune sau mai multe infracțiuni comise de doamna primar încă în funcție și din anturajul dânsei de alte persoane angajate ale primăriei. Credeți că orașul nostru va fi afectat în vreun fel, mă refer din punct de vedere al imaginii și al părerii pe care l-au celelalte orașe sau de ce nu presa internațională, să spunem, în legătură cu orașul nostru? Voiam la un moment dat să fim capitala europeană a culturii. Da, e clar că în niciun caz pe noi craiovenii nu trebuie să ne bucure sau să avem motive de mândrie că vom deveni, într-adevăr, unul din orașele României care va avea acest record să aibă doi primari reținuți de către DNA. Să nu uităm că înaintea doamnei primar a mai existat un astfel de caz, soldat în cele din urmă cu condamnare. Mi-aduc aminte și cu toții am fost șocați de fotografiile care au apărut nu cu mult timp în urmă, în care actualul primar avea un moment așa de efuziune sentimentală cu fostul primar. Ori acum să constatăm că amândoi împărtășesc cu aceeași soartă și evident care se va reflecta asupra întregului nostru oraș. Deci eu personal nu mă simt deloc confortabil ca locuitor al unui oraș al României, membră în Uniunea Europeană, care se laudă acum cu, se laudă în ghilimele, cu acest trist record să aibă un al doilea primar reținut. Domnule Chirciu, dumneavoastră a sesizat de-a lungul timpului mai multe aspecte care ne-au dat așa de gândit. Vreau să vă întreb dacă credeți că după această reținere, eu știu, vor ieși la iveală mai multe lucruri despre actuala administrație. Eu n-aș vrea neapărat să intrăm în domeniul speculațiilor, dar este foarte, foarte probabil să se întâmple acest lucru. Eu nu vă ascund că în ultima perioadă chiar eram surprins neplăcut de oameni din Craiova care ajunseseră să fie de-a dreptul înfricoșați de actuala administrație. Nu e niciun secret, eu am intenția să candidez și primeam zilnic mesaje de încurajare din partea unor cetățeni, nu neapărat angajați în primărie sau în alte instituții, și care, vă spun, se temeau să public să-și manifeste o anumită opțiune politică. Ori vă dați seama dacă s-a ajuns până acolo încât oamenii să tremure să-și manifeste deschis opțiunea politică, ce teamă au cei care eventual dețineau dovezi asupra unor posibile acte ilegale. Ori această reținere e posibil, într-adevăr, să descătușeze și alte cazuri, pentru că sunt lucruri flagrante, că nu suntem niciunul dintre noi judecători, nu suntem organe de anchetă, dar până la urmă era vorba de bunul simț, să vezi un loc de joacă construit cu sute de mii de euro, să vezi în devize bordură la de 10 ori prețul pe care îl găsești într-un supermarket. Deci sunt lucruri, cum să zic, bătătoare la ochi. Uitați-vă ce se întâmplă cu asfaltările din Craiova, făcute toate așa în bătaie de joc, și automat te duce gândul că firmele care fac astfel de lucruri le-au făcut poate obligate, că au nevoie poate să cotizeze într-o anume direcție și nu le mai rămân bani să asigure și calitate. Dar, repet, ăștia sunt speculații și, ca să rezum răspunsul la întrebarea dumneavoastră, da, este posibil să apară și să aflăm și de alte ilegalități. Dar ce credeți că se va întâmpla din punct de vedere politic în următoarea perioadă? E greu de făcut așa o ghicitoare ce o să se întâmple. PSD-ul în general își protejează corupții și este un partid în general total insensibil, adică pentru ei criteriile de integritate, cinste, nu sunt valabile. Deci asta mă duce cu gândul că dacă doamna nu va fi reținută sau nu îi se vor interzice anumite drepturi, PSD-ul o să meargă în continuare cu susținerea dânsei, invocând
acel, știm cu toții, concept cu prezumția de... Deci dumneavoastră credeți că PSD-ul ar putea să o lase în continuare pe doamna Vasilescu candidat al partidului în condițiile în care, iată, este acuzată de luare de mită și spălare de bani, plus folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani? O lase necuvenit. Este foarte posibil. Repet, n-ar fi primul caz. Gândiți-vă că PSD în frunte are un președinte care își așteaptă sentința după ce oricum în prima instanță a suferit o condamnare. Deci nu văd de ce acum deodată ar deveni prea scrupulos. Deci totul este posibil, încă o dată, într-un partid cu organizare de tip mafiot. Nu mă feresc să spun acest lucru. Domnule Chercu, dar ce părere aveți despre faptul că una dintre infracțiunile invocate de DNA s-a petrecut chiar în timpul campaniei electorale din anul 2012, în urma căreia Lia Olguța Vasilescu a devenit primarul Craiovei? Da, vă dați seama că, gândiți-vă, la concursurile de atletism, în mod normal, dacă se dovedește după concurs că un atlet a fost dopat, el își pierde titlul. Din păcate, noi acum vom constata că doamna primar a trișat în campania electorală, dar nu e nicio lege care s-o demită din funcție și noi craiovenii nu avem decât să strângem din dinți că am avut aproape 4 ani în fruntea urbei noastre un trișor. Am înțeles, domnule Chercu, vă mulțumim foarte mult. Domnule Florescu, domnul Chercu spune că, atât domnul Chercu cât și domnul Buzatu spune că PSD-ul ar trebui să-și desemneze un alt candidat. Dumneavoastră, ce credeți că se va întâmpla din punct de vedere politic în următoarea perioadă, așa cum am spus și mai devreme, în contextul în care vor fi alegeri, știm foarte bine, la începutul lunii iunie? Deci mai sunt 30 de zile și debutează campania electorală oficială. Înainte să vin la emisiunea dumneavoastră, am privit puțin pe câteva televiziuni centrale, unde lideri marcanți ai PSD considerau această arestare ca fiind un abuz al DNA-ului în ideea de a scoate candidații care au foarte mari șanse să devină primari din marile orașe ale României. Părerea mea este că nu este deloc adevărat și că doamna Olguța Vasilescu nu cred că ar mai fi ieșit încă o dată primar în Indiferent Craiova. Dacă se întâmpla acest lucru sau nu. Indiferent dacă se întâmpla acest lucru sau nu. Întrucât vă spuneam, candidatul Partidului Național Liberal, iată, Pavel Manda Badea, zice că aveau 62%. După sondajele făcute de PSD, putea să aibă și 72%, dar după sondajele reale, doamna primară... Era o diferență mare între, susțin ei, între doamna Vasilescu și locul 2, domnul Badea, care iată ce spune acum 3 ore, a spus pe Facebook, încă o filă neagră în istoria administrației locale din Craiova. Așteptăm ca organele competente să-și facă datoria. Dacă acuzațiile de corupție se confirmă, doamna primară ar trebui să facă singurul gest de onoare pe care îl mai are la dispoziție, demisia. Da, eu cred că PSD-ul, dacă nu va fi arestată doamna primar și va putea să participe la alegeri, o va lăsa să candideze. Chiar și cu această reținere, chiar și cu aceste acuzații, pentru și experiențele anterioare ne demonstrează faptul că devin victime gen Gigi Becali și sunt votați mai bine decât... Iată, ca să mai... De altfel, în istoria PSD-ului avem și alte exemple. Știm foarte bine, un fost premier este cercetat într-un dosar și nu și-a dat demisia în acest context. Alte evenimente au fost cele care l-au obligat. Doi foști premieri, a fost Năstase care a intrat și la... Eu vorbeam de istoria și recentă. Și Ponta care, iată, foarte aproape, chiar citeam ieri, din acel rechizitoriu, da? Cum domnul Ponta ar fi promis unui procuror ca să-l scape pe președintele Consiliului Județean Prahova, ar fi promis o funcție la Departamentul Anticorupție. Domnul Groșăreanu, în 2012 s-a produs un fapt deosebit în politica românească. Un monstru politic constituit pe
criterii total anapoda față de cele care ar trebui să se întâmple într-o politică normală, acel USL cu 70% le-a dat impresia că niciodată nimeni nu îi va mai întreba despre ceea ce fac. Și au trecut la niște ilegalități care, iată, la 3-4 ani distanță, scot capul și o să aibă mari bătăi de cap cei care au crezut atunci că pot să facă orice, pentru că președintele fusese suspendat, președinții celor două camere fuseseră schimbați, avocatul poporului, singurul lucru care nu le-a reușit a fost desființarea DNA și iată că exact acest lucru, acest DNA, le dă mari bătăi de cap celor care iată, au 544.000 de lei susține DNA că s-ar fi luat mită prin această asociație non-profit Procraiova, condusă de această doamnă Popescu, Elena Daniela, cu care am stat de vorbă la vremea respectivă. Interesant este că doamna Popescu lucra la RAT, la Regia Autonomă de Transport. Avea biroul acolo, am căutat-o la birou, n-am putut să iau legătura cu dumneavoastră, decât am stat de vorbă la telefon, ceea ce s-a văzut în materialul anterior. Deci 544.000 de lei ar fi mita peste 100.000 de euro, plus încă 135.000 în campanie electorală. Iată, acestea sunt infracțiunile pentru care procurorii susțin că au probe. Domnul Grușăreanu, mărturisesc că am lucrat și eu la RAT. Nu o cunosc pe doamna Popescu, e prima dată când am auzit despre ea. Țin minte că la vremea respectivă aveau un sediu luat de la primărie pe undeva prin fostul bazar al Craiovei, pe acel gang. Am umblat de mi-au ieșit ochii pe acolo, dar nu am reușit să văd sediu, să așa. Da. Dovadă că am și stat de vorbă la telefon. De altfel, iar sediul social era la telefon, da, că era de ce te interesează atât de mult exact, sediu. Iar sediul social al asociației era pe undeva în cartierul 1 Mai. Într-un apartament, pur și simplu, apartamentul cuiva, probabil al doamnei, nu știu sigur dacă doamna locuia acolo, era pe exact, la S-uri sau pe la V-uri, pe undeva pe exact la aceste lucruri mă refer când spun că s-a mers pe marginea legii, s-au constituit aceste ONG-uri considerându-se că ele nu pot fi verificate de nimeni niciodată, s-au derulat prin aceste ONG-uri și v-aș aminti că și Craiova Capitală Culturală exact este un asta, ONG exact acest lucru. Despre care s-a spus că nu ne pot spune cum au cheltuit un milion de euro din bani publici pentru că e ONG și nu se supune legii transparenței. Deci noi nu trebuie să știm. Acest subterfugiu al derulării fondurilor prin ONG-uri care nu se supun controlelor statului, iată că... Că nu ține. Nu ține, nu ține. Legea spune da, clar că chiar ONG, chiar firmă privată să fie, atunci când derulezi bani publici trebuie sigur să dai socoteală pentru ei. Pentru că și firmele, spre exemplu, firmele care accesează fonduri ale Uniunii Europene considerate fonduri publice din bugetul Uniunii Europene, trebuie să facă licitații, trebuie să parcurgă toate aceste evident proceduri de licitații. Da? Sunt bani publici, nu contează că... PSD-ul se victimizează acum spunând că DNA-ul arestează numai oameni de la PSD, dar din păcate acesta este adevărul, aceasta este realitatea. Ei, în anii 2012-2013, cât au funcționat în acel USL cu beneficiind puțin, de un suport și de la PNL, de mare. Doamna Calangiu era viceprimar din USL, dar din partea PNL-ului. Din partea PNL. Pentru că ar fi luat tot așa mită ca să intermedieze angajări și am discutat aici, am avut acea campanie pentru transparență în spitale și din păcate spitalele au zis da, publicăm toate angajările în spitale și cu concursuri, cu cine a făcut parte din comisii, după care a rămas cu toată promisiune. Lumea a revenit deci, la aceleași hai să uităm ce s-a întâmplat, că da. Și era mita foarte mare, da? Mii de euro se dădeau. Dai seama, ca sistem medical, dacă dădeai mii de euro să intri, să te angajezi undeva, după aia bănuiesc că voiai să recuperezi investiția, da? Poate te împrumutai să dai și pagă banii. Trebuia să iei de la bolnav, nu? Sigur că da. Și uite, așa se degradează activitatea medicală în spitale și
Calitatea actului medical și efectele sunt mult mai grave decât la o primă vedere. Vreau să mai spun faptul că televiziunile centrale, Antena și Realitatea, încearcă să prezinte această arestare ca fiind una pur politică, pentru că doamna ar fi câștigat cu siguranță primăria Craiovei și din acest motiv a fost scoasă. E nimic mai fals, este o dacă politică aceste pe care acuzații o se dovedesc adevărate. Poate nu pun la socoteală faptul că poate doamna Vâlguța n-ar fi ajuns primar? Da. Sigur, e posibil orice. Adică toate acele campanii, banere și toate, da, așa costă. Da? Am văzut... Și ajută, evident, și chiar îmi amintesc că am scris la vremea respectivă cu acele panouri din tot orașul ce am făcut. Am băgat nu știu câtă canalizare, kilometri întregi. Am făcut centru vechi. Iată, este vorba de centru vechi despre care vorbim acum în acest dosar de la DNA. Fațadele din centru vechi. Da, în 2012 ne miram când vedeam ce sprijin logistic are doamna Olguța Vasilescu în campania electorală. Și pe baza acestui sprijin logistic se pare că a reușit să și câștige alegerile la mică distanță aproape 6.000 de voturi față de candidatul situat pe locul 2. Solomon, domnule Florescu, nu prea și-a făcut deloc campanie. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm și altă dată. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu alte subiecte. Rămâneți alături de noi. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Cu loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge. Bun, meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Am revenit în platou, mergem mai departe și vă spunem că reprezentanții Ministerului Culturii au fost astăzi în control în Parcul Nicolae Romanescu pentru a verifica dacă proiectul lucrărilor de reabilitare este respectat în totalitate. Haideți să urmărim ce anume ne-a declarat Andreea Răducu, președintele Asociației Peisagiștilor, filiala București. În urma sesizării opiniei publice asupra lucrărilor de intervenție care se execută în Parcul Romanescu, Ministrul Culturii a numit o comisie din care noi facem parte și am început evaluarea proiectului pe teren, să spunem așa.
vom finaliza această evaluare cu un raport care va fi făcut public. Puteți spune care este componența echipei care se află astăzi în teren? Suntem specialiști din mai multe domenii, din domenii de peisagistică, arhitectură, urbanism. Am revenit în platou. Bogdan, iată că ministrul culturii s-a ținut de cuvânt și a trimis o echipă în Parcul Nicolae Romanescu, care înțeleg că a făcut poze, a făcut mai multe verificări, da, și vor face un raport în urma acestei verificări. Da, noi am scris în Gazeta de Sud despre ceea ce se întâmplă acolo. Nefiind specialiști, am cerut și noi puncte de vedere. Ni s-a părut, cei care au avut ocazia să treacă prin parc, nu sunt foarte mulți pentru că parcul este închis, este predat de către RADPFL, Regia Domeniului Public, către firmele care execută acele lucrări de reabilitare, dar arată foarte, foarte urât. Într-adevăr, este un șantier, dar nouă ni s-a părut că ar putea afecta, eu știu, copacii din zonă, am înțeles, mediul se bagă, exact, se bagă conducte, se bagă canalizare, alimentari cu apă pentru a fi udată iarba și așa mai departe. Ideea este că noi am semnalat aceste lucruri în Gazeta de Sud, iar domnul ministru al culturii, Vlad Alexandrescu, s-a sesizat și a reacționat, a înființat o comisie care și să vină și să vadă dacă respectă atât proiectul cât și legislația în domeniu. Noi am fost astăzi acolo, am stat de vorbă cu acești oameni, sunt specialiști, am văzut... era vorba de președinta filialei peisagiștilor, da, filiale pe București, și mai sunt, au fost vreo 4 sau 5, au fost și chemați și cei de la Inspectoratul pentru Cultură de aici. Ce anume au făcut? Au făcut fotografii? Ce și-au luat notițe, au mers prin tot parcul, și-au luat notițe și au fotografiat. Au fotografiat aproape tot, în toate locurile. Evident, noi au fotografiat ceea ce interesa. Un peisagist știe unde ceva nu este în regulă. Spre exemplu, au văzut acele utilaje, cărora noi le-am zis mutilaje, pentru că ni s-a părut că taie rădăcinile copacilor, sunt prea masive pentru lucrul într-un parc, da, într-o grădină care, mă rog, trebuie să te comporți cu grijă. În zonele în care acestea au intrat cu șenilele, bănuiesc că vegetația nu se va reface prea curând, pentru că asta este un ciclu. Cred că va dura câteva zile, probabil săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare. Și au spus că acest raport îl vor face public. Ei s-au obținut să facă aprecieri pentru că au spus că s-ar antepronunța. Iau toate probele, analizează, după care dau o rezoluție. Spun dacă e în regulă sau nu. Dacă cumva nu e în regulă, probabil vor da o stopare a lucrărilor, o suspendare a lucrărilor și se va vedea ce anume... Mă întreb dacă ei spun că este în regulă, înseamnă că este în regulă, dar măcar o spune cineva avizat. Mă întreb dacă, de exemplu, s-ar găsi aceste nereguli, ce se va întâmpla cu parcul? Că până la urmă el este... Cum să spun, este un plin șantier acolo. Ce se întâmplă dacă pur și simplu se dă ordinul de a se stopa lucrările? Ce se întâmplă? Trebuie dispusă revenirea la starea inițială. Da. Însă, așa cum spuneai tu, acești copaci ale căror rădăcini au fost tăiate, nu-mi dau seama cât de repede ar putea să-și revină. Seama. Sunt copaci masivi, foarte înalți, care au crescut în 100 de ani. Da, aproape 100 de ani, ce să mai. Îți dai seama că ei și întind rădăcinile în toate părțile. Dacă tu vii pe lângă el la o distanță foarte mică, nu știu, cu un utilaj și tai rădăcinile. Evident că rădăcinile se regenerează, pentru că, dar mă întreb dacă acel copac până să se regenereze va mai putea sta în picioare, va mai avea stabilitate. Nu știu, eu îmi spun și o părere neavizată. Acești oameni sunt peisagiști, sunt oameni de specialitate și pot să ne spună dacă s-a făcut ceva, dacă e în regulă sau dacă nu este în regulă. Da, vorbeam și edițiile trecute și spuneam că a fost într-un fel foarte trist faptul că ministrul culturii s-a sesizat dintr-un articol scris în Gazeta de Sud în contextul în care ar fi putut să se informeze de la autorități
din Craiova, din județul Dolj, care ar fi putut să sesizeze aceste lucruri. Chiar am făcut și noi o interpelare, este în așteptare la Ministerul Culturii zilele trecute, în care am întrebat, spre exemplu, cine monitorizează aceste lucrări. În momentul în care sunt monumente, da, cele de clasa A, lucrările în monumentele de clasa A, asupra, intervențiile asupra lor, se avizează de către o comisie de specialitate din Comisia de Monumente de la București, din Minister. Ei bine, în momentul în care dai niște avize, trebuie să și monitorizezi. Eu nu știu cum funcționează acest lucru și ar trebui să vedem dacă a funcționat sau dacă funcționează. Pentru că tu dai aviz să se facă ceva în zonă, după care, nu știu, poate să apară, nu știu, un zgârie nori, să zicem, da? Cineva trebuie să vadă. Dom'le, ți-am dat aviz să faci lucrările asta, asta și asta, pentru că sunt lucrări asupra unui monument. Este bine totuși că dacă nu scria Gazeta de Sud, nu mai ajungea la minister. Da? Adică l-am avut și pe domnul Călinoiu de la Grada de Mediu, care ne promitea într-o emisiune că va merge acolo chiar în control. A fost chiar aici la noi în studio. Însă când nu am primit nicio reacție. Chiar așa a spus, că mi-amintesc. Se poate vedea cu ochiul liber că n-au ce să caute aceste utilaje mari în zona de verdeață, de spațiu verde. După care a zis că personal se va duce în parc să vadă despre ce e vorba, după care a spus că, domne, dacă cei de la Agenția de Mediu au dat aviz că nu e niciun impact asupra mediului, noi n-avem ce să le facem. Agenția de Mediu încercăm de nu știu când să dăm de ei, să avem un punct de vedere, pentru că ei au dat o rezoluție. Nu necesită studiu de impact asupra mediului. Acum eu atrag atenția și asupra unui lucru pe care noi l-am observat. Dacă era nevoie de studiul de impact asupra mediului, se prelungea foarte mult și, da, așteptăm și nu puteau să acceseze acest proiect. Așteptăm cu interes rezultatul acestui control. Vă reamintim că astăzi primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, a fost reținut de Direcția Națională Anticorupție pentru mai multe infracțiuni. De asemenea, Radu Preda, city managerul orașului, și Elena Daniela Popescu se află în acest moment sub control judiciar. Vom vedea ce se va mai întâmpla, dacă primarul Craiovei va fi sau nu reținut pentru o perioadă de 30 de zile. Emisiunea din această seară a ajuns la final. Noi vă așteptăm și mâine seară tot de la ora 18:30 cu alte subiecte importante. O seară frumoasă!